Scumpii noștri Alexandru și Svetlana, ne pare foarte rău că nu putem să fim la această mare sărbătoare a voastră, acest eveniment deosebit din viața voastră. Dar așa au fost împrejurările și nu putem să ajungem să fim și noi la sărbătoare, însă vrem să vă felicităm și pentru început vreau să vă citim un text din Scripturi care îl va citi Năstica. Psalmul 127. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților lui, el le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de el. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Dragii noștri, eu vă doresc ca în viața voastră voi să fiți prea iubiți de Domnul și să vă purtați ca prea iubiți ai Domnului totdeauna. Să nu faceți nimic fără El. Niciun lucru să nu faceți fără El, așa ca niciun lucru să nu fie făcut în zadar. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu fericirea sfinților de aici, așa ca pâinea care o veți primi de la Dumnezeu să fie ca în vis și să vă desfătați unul de altul, să vă desfătați de Dumnezeu și de toate lucrurile care vi le va da El. Stați strâns lipiți de Dumnezeu. Și eu vreau să vă urez multă fericire, bucurie împreună, sunteți foarte frumoși împreună și noi ne bucurăm foarte mult de voi. Fiți așa fericiți, împliniți întotdeauna și atunci când vor apărea copii și poate va fi într-un fel mai greu, totuși rămâneți împreună întotdeauna și căutați împreună să depășiți toate problemele și toate încercările vieții. Domnul să vă binecuvânteze și să aveți un timp frumos mai departe împreună cu rudele și prietenii voștri. Și bineînțeles, amar!